a apărut această discuție că ai putea fi noul capitan al echipei naționale. Te simți pregătit să preiei banderola de la Sancho? Da, Florin Manea a lansat această discuție, dar într-o temă, oricum într-o temă de glumă, pentru că el cu Stanciu sunt niște prieteni foarte buni. Vorbeam și cu Stanciu înainte, de fapt după ce a ieșit această știre, și mi-a spus că râdeam despre acest lucru, pentru că mi-a spus că el are o relație foarte bună cu Florin. Și nu s-ar supărat oricum, orice fel s-a scris în presă. Te ajută presiunea? Da, mă ajută presiunea, dar eu am înțeles și am reușit să învăț să o gestionez foarte bine, pentru că nici prea multă nu este benefică, pentru că te schimbă, îți schimbă stările, îți schimbă deciziile pe care le faci în momentul jocului. Ai rămas cu picioarele pe pământ după ce s-au învârtit pe lângă tine zeci de oferte nu scrise, da? Interes verbal din partea unor echipe, e greu să depășești momentele astea sau cum rămâi concentrat? Că când auzi că e posibil să ajungi la Barcelona, pomezi că e visul oricărui copil. Da, dar am spus-o și înainte, pe mine aceste zvonuri, aceste știri nu-mi schimbă percepția și nu-mi schimbă gândirea. Eu am înțeles că lucrurile se fac la timpul lor. În momentul de față cel mai important este prezentul. Este important să mă dezvolt, să evoluez în continuare în cariera mea, să adun cât mai multă experiență, iar la timpul potrivit se va lua decizia cea mai bună.